Bună, dragii mei, și bine ați revenit aici pe canalul meu la un nou filmuleț sau episod de vlog. În sfârșit a venit vremea să mai fac o introducere de afară. Chiar mi era dor. Este atât de frumos astăzi, deci n-am mai fost așa de foarte, foarte mult timp. Pe unde trecem? Noi avem puțină treabă în oraș. Pe aici? După care o să mergem la cumpărături, dar nu pentru noi, pentru socrii mei. Le facem niște cumpărături și Yanis o să vi le și filmez, bineînțeles, dacă apuc. Dacă nu, vă filmez așa pe porțiuni și oricum am de gând să fie un vlog așa mai cu de toate și cu cât de multe lucruri bune pot eu să bag în el. Da, mami, hai să mergem. Încet, încet. Încet, ești atent, da? Mergi încet, da? Da, dar mami, acum urci diadu. Urci diadu? Încet, încet. Când era Yanis mai mic, ne-a căzut pe partea cealaltă. Eu îl țineam de mână și n-am fost atentă și mi-a căzut aici. Unde sunt trandafirii ăștia? Pentru că de mic merge pe aici. Ia uitați ce vreme. După atâta ploaie, furtună și potop. Încet, uite-te pe unde mergi, da? Haide, haide, haide. Încet. Haide, mergi. Încă nu au dat drumul la apa asta. Sau poate au dat seara, de eu seara n-am mai venit pe aici să văd. Asta este poșta. Mergem să luăm ceva de la poșta. Ce-mi place când bate vântul în părul meu. Deci nu vine să cred cât de soare este și cât de rău bate vântul. Cred că se aude pe fundal. Îți place să te uiți de aici? Da. Trebuie să te ții bine, să nu cazi pe partea cealaltă, da? Nu ai voie să te lași atât de rău. Cum? Da, mami, dar încă n-au dat drumul așa să sară, să se ducă în sus. De fiecare dată când ieșim în oraș, Yanis iubește rampele astea. Pe toate se urcă, pe toate aleargă. Yanis, nu așa, mami, că nu mai e iarnă. Te rog frumos. Yanis, da? Ridică-te. Acolo să știi că sunt goange. Dacă te pui așa. Gata? Acolo nu avem voie. Pentru că o să cazi și o să faci buba. L-am și pe Yanis cu mine. Deci vă arăt așa ce le-am luat. Aici este ardei roșu. Trebuie să știți că am unghia aceasta de la acuarelele lui Yanis, albastre. Ardei așa, să le înșirăm pe asta, să-l punem la uscat. Ulei. Am luat două. Banane. O din asta așa mare de șervețele. Milk burger. O soluție așa de geamuri 3-in-1 pentru că a consumat-o. Din nou banane, doar că aici sunt mult mai multe. Aici am o rezervă din asta, așa, candelă. Aici am niște aripioare care mie îmi plac mult și tocmai de asta îi iau și ei mereu, lor de fapt. Sunt din acelea care nu au partea aceea micuță care trebuie tăiată. Cred că am luat 3 pungi, parcă. Aici o smântână din asta, casa bună, cu 12% grăsime. Ulei din nou, am zis că am luat 2 sticle. Aici le-am luat o sticlă de suc din asta, Giusto Brifcor, foarte bun. Le pun așa peste tot, că le bag eu după aceea la loc. Aici am luat
niște morcovi, dar s-a rupt punga, deci vedeți, sunt prin toată plasa. Aici i-am luat ei lacrimele iaurturi, pentru că ea mănâncă iaurturi dimineața. Nu stă. Am aici cu biscuiți. Nu știu, parcă 24 am luat. Aici tot cu biscuiți. Aici cu caise. Căpșuni. Căpșuni. Caise. Grămada cere vârf. Stați să le mai pun aici într-o parte ca să nu îmi pice. Până le ducem la țară, trebuie să le bag în frigider. Le-ai numărat? Desfă-le încet. V-am zis, aici mai am morcovi. Aici am luat, le-am luat un suc așa de portocale, fără acid. Morcovi răsturnați. O să-i pun eu în altă pungă. Da, mami, toate mai sunt. Mai e vagănuia. Da, mami. Aici le-am luat vopsea de ouă roșie, dar n-am luat 3 plicuri, am luat 7 plicuri, dar nu știu, sincer, să știu pe unde sunt. Gata! Gata? Aici am luat, nu le mai scot pe astea, un box așa de Sana, 3, 6, 9, 12 Sana, aici o sticlă de bere, aici o făină albă, este din aceea mare la 1 kg. Stai puțin, ai răbdare. Așa. Iar aici, sub un pachet de cafea din ăsta Fortuna. Aici, lasă-le acolo pe alea. Aici încă o candelă, nu știu câte am luat, 4, 7, nu mai știu câte am luat. Așa. Iaurturi Paula, astea le-am luat eu pentru Ianis. O mini ruladă. Pateuri din astea, sadu de porc. Am zis să vă arăt și cumpărăturile pentru ei, pentru că de ce nu? O măgura, o cutie din asta de brânză topită, așa, înțelegeți voi, Lipton, Actimel, ăsta l-am luat tot pentru Ianis. Aici nu știu dacă mai am ceva, astea nu. Sunt medicamente și ce am mai avut eu prin mașină. Aici o salată din asta verde, așa mare. Aici pulpe de pui din astea, parte superioară dezosată fără piele. Din nou banane, am luat la banane de nu mai știu de mine. Aici ăștia încep să se dezghețe, ficat de pui. Una, două, mi s-a rupt și punga, trei, aici încă o sticlă de suc din asta. Le-am scos pentru că eu trebuie să le pun în alte pungi pentru ei când le duc, pentru că peste le-am cam rupt. Din asta zero zahăr, șalatosorin, iaurturi Danet și aici încă o din asta așa de ficăței de pui, așa că o să le pun și pe astea, pentru că noi nu mergem astăzi la țară când am făcut cumpărăturile, o să mergem mâine seară și nu puteam să le țin în mașină până mâine seară, așa că tot ce am bag în congelator și în frigider până când plecăm. Vă arăt aici în continuare. Am mai luat o candelă, aici sunt capacele de la alte candele. Niște șervețele umede, așa. V-am zis, din nou plicuri pentru vopsea de ouă. Șervețele umede din nou. Aici, v-am zis, am mai luat aripioare din astea. Am luat 3 pungi. Trebuie să le bag la congelator. Sunt foarte bune astea. Eugenii. 2 pungi, așa am luat. Am luat așa 3 candele din astea mari. Capacele le-ați văzut aici mai devreme, pentru că o să mergem cu... Stați puțin că s-au mai răsturnat. Vă spuneam că o să mergem cu ele să luăm lumină de Paște. Au și ele niște capace, sunt destul de mari, dar nu mai reușesc acum să le pun. Aici am luat niște spaghete. Încă un pateu.
Fairy. Doamne, ce este aici? Ia uitați-vă așa ca idee și încă n-am terminat. Așa, delicat din asta de legume, 400 de grame. Aici am luat zahăr. Din nou pateuri, nu știu câte le-a luat Sorin, 4, 6, nu, cred că mai mult de 6. Aici din nou vopsea sau super împrăștiat, așa, dacă... Așa, imediat să iau și celelalte plase. Măsline negre. Mi-a zis să cumpăr fârsecuri, am luat fârsecuri, așa, nu știu, nuci cu cremă, ceva. Salam de biscuiți din ăsta deja la punguță, niște margarete glazurate, margarină Delma, din nou margarină Delma, un castravete. Doamne, ce țipă Enis în cameră. Ah, am mai luat iaurturi din astea cu mere și biscuiți. Smântână. Imediat vă arăt dacă reușesc să le scot de pe aici fără să le sparg. Un cozonac așa cu cremă de lapte din ăsta de la Boromir. Foarte bun, să știți. Sunt convinsă că-l știți. Ăsta s-a murdărit de la măsline moștar la minut, moștar de masă s-a murdărit, dar acum când o să le bag eu un pungi în frigider o să le șterg. Și am mai luat mâncare pentru câini care este în mașină. Aoleu! Ia uitați, le-am luat așa niște 5 lei. Chestii din astea de pus, de organizat. Doamne, Enis, ce-ai făcut? S-a murdărit la cumpărături pe el. Așa, și am luat, bineînțeles, și la bebelușă. De el nu știe să se joace, el le mănâncă, dar am zis să le iau la amândoi ca să nu se supere. Îți plac? Am mai avut, Enis, și mai are mai multe de genul. Doar că e un plastic așa foarte mâncabil, ca să zic așa. Stai să le vedem, că eu nu le-am făcut și nu știu care urmează. Mami, care urmează? Astea sunt ale lui bebe. Care urmează? Facem șaorma de casă, am cumpărat tortilie așa, am cumpărat acest sos de usturoi KFC, are un gust foarte, foarte bun. O să pun și din asta Tommy, ketchup, am aici frunze de salată verde, ceapă și castravete. Gata.